Dacă la mijlocul lunii februarie prețul unui ou era între 45 și 50 de bani, la începutul acestei luni prețul unui ou ajunge chiar la 1 leu. Chiar dacă prețul ouălor este unul extrem de mare, comercianții susțin că prețul actual este unul care abia acoperă costul de producție. Specialiștii apreciază că după venirea căldurii este posibil ca prețul ouălor să staționeze sau chiar să coboare. Însă dacă ne uităm la anii trecuți, știm că în apropierea sărbătorilor de Paște se va produce un nou val de scumpiri la ouă. Creșterea prețului este datorată de faptul că fermierii trebuie să își recupereze cele 200 de milioane de euro investiție în ultimii ani pentru modernizarea cuștilor. În plus, aceștia trebuie să compenseze și o parte din pierderile cauzate de sezonul prost din urmă cu un an. La aceasta se adaugă și înzăpezile din ultima perioadă care au creat dificultăți în lanțul de aprovizionare cu ouă a magazinelor. Renunțarea la cuștile vechi face ca productivitatea fermelor să fie mai mică, pentru că densitatea de păsări pe metru pătrat este acum mai redusă. Mai mult, de la 1 ianuarie, Polonia, furnizor tradițional de ouă al României, și a redus puternic exporturile către România.